Vă salut, prieteni! Sunt actorul Cristian Alexandrescu și am pregătit un nou material interesant pentru voi. Înainte de a începe lecturarea de azi, vreau să vă relatez un mic dialog între două persoane îndoielnice care au comentat un material pregătit și prezentat de colega mea Claudia Mesea Paraschivescu, și anume legături stranii dintre doi profeți renumiți, Arsenie Boca și Rasputin. Un domn, să-i spunem habotnic, își dă cu părerea, evident, fără a avea nici o mai mică fărâmă de argument, că este dezamăgit de colega mea despre care ar fi avut o părere bună și că va înceta să-i mai urmărească documentarele. La scurt timp apare un coleg de-al domniei sale și își dă cu părerea spunând că este bucuros că mai sunt oameni de calitate care înțeleg că urmărind materialele prezentate de colega mea este o pierdere de timp. Da, e bine că s-au întâlnit. Acum v-aș întreba, oare nu este un scenariu jalnic în care doi domni se întâlnesc și își urmăresc un interes care mi se pare derizoriu? Dacă nu-ți place ceva, nu urmărești, nu te obligă nimeni și în mod firesc te duci spre zona de YouTube care te face confortabil. Eventual cauți o voce, nu-i spun mionată sau plângăcioasă, care te satisface, pentru că YouTube nu duce lipsă de astfel de canale cu prezentatori parcă veniți din zona manelelor de proastă calitate. În altă ordine de idei, dacă eu sau colega mea vă stăm la dispoziție cu informații pro sau contra ideilor unora dintre voi, nu înseamnă că suntem rău intenționați. Însă știm că în viață nu trebuie să fii obtus și nici nu trebuie să te autolimitezi. O minte irisită pune cap la cap informația și o cerne. Pentru anumite personaje se pare că este greu. Credeți-mă că nu-i suficient să faci un copy-paste la un material și apoi să încep să-mi iau. Sper că acum înțelegeți cum stă treaba și unii dintre cei pe care i-am amintit să nu mai dispere. Am să vă dau un citat din Albert Camus, care spunea că toată suferința vine din comparații. Haideți să continuăm totuși cu materialul trimis de prietenul nostru bun, George Hodorogea. Misterele sutelor de cutremure din munții Bucegi. Despre cutremure. Cutremur sau seism sunt termenii folosiți de specialiști pentru mișcările, deplasările plăcilor pământului, care constau în vibrații puternice generate în zonele interne subterane ale Terei și care se propagă în formă de unde prin straturile de roci. Aceste vibrații rezultă din mișcările plăcilor tectonice, în general fiind cauzate de activități vulcanice. În funcție de efecte și daune, aceste fenomene sunt clasificate astfel. Termenul de cutremur este folosit doar pentru acele mișcări ale plăcilor tectonice care provoacă daune majore. Termenul seism pentru cele care trec aproape neobservate, nesimțite de populație, și mișcări non-seismice pentru fenomenele petrecute sub acțiunea umană, de exemplu explozii, săpături, etc. Cutremurile puternice pot distruge construcții, clădiri, chiar și localități întregi, provoacă alunecări de teren, uneori chiar catastrofe naturale, de exemplu cutremurul de la 4 martie 1977. Mai există cutremure submarine care pot provoca vestitele tsunami, de care, din fericire, România este ocolită. Știința care se ocupă cu studiul cutremurelor, mișcărilor seismice, se numește seismologie. România și mișcările seismice. Activitatea seismică din România este grupată în mai multe zone epicentrale: Vrancea, Făgăraș, Câmpul Lung, Banat, Crișana, Maramureș și Dobrogea de Sud. Mai sunt zone epicentrale de importanță locală, ce pot fi găsite în Transilvania, Galați, în zona Jibou și râul Târnava, în partea de nord și de vest a Olteniei, în nordul Moldovei și în Câmpia Română și mai nou în masivul Bucegi. Primul mare cutremur major cunoscut și descris oficial este cel din anul 1590 și de care amintește cronica lui Radu Popescu. S-au făcut un cutremur mare în țara ungurească, Transilvania, încât clopotele Brașovului singure se trăgeau și multe case s-au prăpădit. Alt cutremur s-a produs la 24 decembrie 1605 și s-a resimțit în tot Ardealul. În Brașov, la Biserica Neagră, s-a prăbușit o parte a bolții de deasupra altarului și s-au năruit multe coșuri ale caselor. La Bod, clopotele au sunat singure. În satul Benci, din apropierea orașului Alba Iulia,
Oamenii au fost culcați la pământ. Din anuarul geodesic. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a fost cel mai puternic ca energie liberată din secolul 20 și a avut efecte devastatoare în centrul și sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Cutremurul a fost resimțit de la Sankt Petersburg și Moscova la Samara, Odessa, Istanbul, Atena și chiar Marseille. S-a estimat un număr de 1.000 de morți și 4.000 de răniți. Cutremurul care a marcat istoria modernă a României s-a produs în anul 1977, în ziua de 4 martie. A avut o magnitudine de 7,4 Richter, o adâncime de 94 de kilometri, epicentrul în Vrancea, ora declanșării 21 și 21 de minute. Mișcarea seismică a fost resimțită puternic în România, mai violent în Oltenia și Muntenia, dar și în sudul Moldovei. De asemenea, cutremurul a fost resimțit și în Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Rusia și altele. Datele oficiale indică că 1578 de persoane și-au pierdut viața, din care 90% doar în București, și 11.321 au fost rănite, în principal datorită prăbușirii clădirilor. Cutremurul de la 4 martie 1977 a distrus sau avariat grav 32.897 de locuințe și a afectat 763 de unități industriale. Din 40 de județe, 23 au fost grav afectate. Un raport din 1978 al Băncii Mondiale arată pagube economice totale în valoare de 2 miliarde de dolari. Cutremurul a ucis și în Bulgaria peste 120 de civili. Declanșări energetice și un val de cutremure. În anul 1993, în zona munților Bucegi, dar și în locurile învecinate, s-a produs un lanț de sute de cutremure de magnitudine mică, dar care au provocat multe spaime și nedumeriri în rândul populației. Sutele de cutremure produse în Bucegi l-au provocat insomnii localnicilor, care s-au încărcat puternic energetic și, de asemenea, au blocat transmisiile radio și telefonia mobilă, izolându-i practic pe oameni, dr. Ștefan Urdușești. Dar să vedem ceea ce s-a întâmplat. În anul 1993, așa cum am mai spus, munții Bucegi au fost cuturați de mai multe cutremure care se produceau zilnic, uneori câte 5-6 pe zi, și care erau precedate de vuiete puternice ale scoarței terestre. Nici până azi originea acestor cutremure nu a putut fi identificată cu precizie și din cauza aceasta s-a dat frâu liber la speculații. Ufologii au dat vina pe tunelurile subterane care ar străbate Bucegii, câmpurile de forță și energiile misterioase din munți create de extraterestri, cu mii de ani în urmă. Astfel s-a afirmat că munții Bucegi adăpostesc în subsol laboratoarele secrete ale unei civilizații extraterestre și că anumite mașinării care ar mai funcționa și în prezent ar fi produs cutremurele. Din mărturiile localnicilor se știe că frecvența cutremurelor era zilnică și ele se produceau la ore fixe. Unele cutremure se declanșau la orele 20, altele la ora 3 dimineața. Cutremurele aveau o intensitate destul de mică, de 3 sau 4 grade pe scara Richter, și se produceau la mică adâncime, de la 10 până la 15 km. Fiind adâncime mică, zgomotul produs era destul de intens, suficient să îngrozească pe localnici. Cutremurul cel mai puternic a avut o magnitudine de 5,1 grade și s-a produs în zona Bușten-Sinaia în seara zilei de 23 mai 1993. Ceea ce a stârnit interesul specialiștilor a fost faptul că zona munților Bucegi nu se află într-o arie seismică, ceea ce a produs de asemenea o serie mare de întrebări. Și ca totul să fie și mai misterios, cutremurele au încetat brusc, iar scoarța terestră a Bucegilor nu s-a mai manifestat de atunci. Oamenii locului au povestit jurnaliștilor, dar și specialiștilor veniți să studieze la fața locului fenomenul teluric, că de fiecare dată când se producea un cutremur, ei se încărcau energetic atât de mult, încât orice sau pe oricine atingeau, se producea o curentare care ajungea până la arsuri ușoare. Oamenii aveau de acum numai insomnii și totuși, deși nu dormeau, oamenii nu se simțeau obosiți, mărturisea Traian Trufin,
un inginer care locuia în Bușteni din anul 1991, muzeograf și publicist, și care a încercat să cerceteze fenomenele stranii din munții Buceci. Teoria inginerului Traian Trufin. Fiind personal martor la multe din seismele din Buceci, inginerul Trufin și-a făcut propria teorie despre originea cutremurelor. Sub Carpați există o altă lume și Bucegii sunt zona cea mai încărcată energetic din România. Atunci, în 1993, mai întâi am crezut că insomniile localnicilor se datorează emisiilor de noxe de la fabrica de celuloză. Nici vorbă de așa ceva. Era ciudat că, deși nu dormeau, oamenii nu se simțeau obosiți. Unii localnici au ajuns să trăiască adevărate stări de euforie. Manifestările aveau loc numai în timpul nopții. Ce a explicat Institutul Național pentru Fizica Pământului? Explicațiile științifice au fost furnizate la vremea respectivă de către Mircea Radulian, directorul științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului. Radulian a fost de acord cu faptul că lanțul cutremurelor din Buceci a fost surprinzător de mare chiar și pentru specialiștii din domeniu. El a susținut ideea unor mișcări seismice nu de altă natură, cu tremure crustale de mică adâncime de până la 15 km. Este posibil ca aceste cutremure să fie apărut tocmai din cauza faptului că munții Buceci se află în apropierea Vrancei, o zonă cunoscută seismică. Dar este greu de explicat de ce în ultimii 10 ani în Buceci nu a mai fost nicio mișcare seismică. Secvența aceasta de cutremure din Buceci din 1993 este unică pe teritoriul României, a mai spus Mircea Radulian. Exploatarea gazelor de șist, o pistă falsă sau nu? La un moment dat s-a dat vina pentru seria de cutremure pe testările viitoarelor explorări de gaz de șist din zone nu prea îndepărtate de Buceci. Dar la testări nu se produceau explozii destul de puternice pentru a provoca deplasări ale plăcilor terestre. Și dacă ținem seama că în acea perioadă exploatarea gazelor de șist împărțise România în două, interesele fiind mari, atât economice cât și politice, dar și de faptul că Rusia făcea mari presiuni pentru blocarea exploatărilor de gaz de șist, nimic nu ar fi de mirare dacă cineva arunca degeaba povara cutremurelor pe seama gazelor de șist. Oricum, acest pseudopericol și-a atins scopul, manipulatorii blocând viitoarele exploatări, iar România obligată să importe gaz, ia ghiciți de unde? Normal, din Rusia, cea mai aprică dușmană a exploatării de gaz de șist în România. Falia carpatică. O nouă ipoteză a fost lansată de specialiști în geologie și seismologie. Cutremure au mai fost în Buceci, deci nu ar fi vorba despre un fenomen izolat în 1993. Iar studiile geotectonice au relevat o falie orientată sud-est către nord-vest, care trece pe sub Buceci și urmărește aliniamentul Bușteni-Sărnești, Vasile Murăreș. Aceeași teorie este susținută și de Gheorghe Haiduc, șeful Salvamont Bușteni. Împătimit de peste 40 de ani, untele Haiduc a afirmat și el că seismele din acea perioadă au fost cauzate de existența unei falii, vecină cu Vrancea, și că intensitatea a fost percepută mai puternic din cauza faptului că au fost seisme de mică adâncime. Într-o zonă de piatră și munte, cutremurele se propagă mai ușor și sunt altfel percepute. De altfel, doar acestea sunt simțite pentru că sus, pe munte, cutremurele de adâncime abia dacă sunt sesizate. În ceea ce privește alte fenomene energetice asociate, eu merg de an bun pe munți și personal nu am întâlnit zone energetice misterioase, nici pole energetici, nici locuri unde stă ceasul. Depinde de fiecare persoană în ce este dispus să creadă, a continuat Gheorghe Haiduc. Și totuși, mai mulți autori ufologi, dar și specialiști diverși, continuă să susțină că la seria de seisme nu a fost o cauză naturală. Aceștia susțin în continuare că energiile provin din sanctuarele ascunse ale marilor preoți daci, dar și din instalațiile de înaltă tehnologie care s-ar afla în rețeaua de tuneluri din subsolul munților Buceci. Astfel revin pe tapet cu tot mai multă susținere informațiile despre tunelurile secrete ale României, triunghiul de aur al Daciei, rețeaua dintre Buceci și Egipt, tunelul și piramida paranormală din Ceahlău.
După acest specialiști, subteranul României ar fi străbătut de aproximativ 500 de kilometri de tuneluri și catacombe săpate încă din timpuri străvechi, conform și datelor care apar într-un volum intitulat Secretele României Subterane. Numeroase legende s-au păstrat până azi despre galeriile săpate în munți sau sub cetăți, cu rol de cale de refugiu al populației din calea cotropitorilor. Și astfel firesc se poate trage și concluzia că o bună parte din dacii liberi, cei scăpați din mâinile cotropitorilor romani, să-și fi găsit adăpost în acele catacombe și să-și fi continuat viața alături și îndrumați de stăpânii acelor baze, extraterestri antici. Este doar o ipoteză, dar nu trebuie deloc aruncată la coșul cu legende după principiul nu iese fum fără foc. Misterele Bucegilor. Seria inexplicabilă de cutremure care a lovit masivul Bucegi în anul 1993 nu reprezintă însă singurul mister care învăluie acești munți fabuloși, munți sfinți ai vechilor daci. Și putem aminti secretul tunelelor din subsolul Bucegilor. S-au povestit multe despre ele, s-au descoperit intrări, s-au cercetat parțial, dar încă nimeni nu a putut să le străbată pe de-a întregul. Alt mister constă în ceea ce ufologii, dar și unii istorici denumesc triunghiul de aur al Daciei. Și ar fi vorba tot de o rețea de catacombe care ar face legătura dintre Muntele Sfânt al Dacilor și zone precum Masivul Rarău, Muntele Ceahlău și Vârful Omu, dar și legături cu orașe mult prea îndepărtate precum Cairo sau Istanbul. Se presupune că denumirea vine de la faptul că în subteranele Bucegilor dacii ar fi ascuns fabuloase tezaure de aur și argint. Mai putem aminti și misterul tunelului Izvor, care trebuia să lege Prahova de Dâmbovița, construit cu acceptul regelui Ferdinand pe traseul unui alt tunel antic. Bine, nu putem omite celebrele babe și tot atât de celebrul Sfinx. Circulă două teorii. Astfel, complexul statuar ar fi fost construit de daci în onoarea zeilor și a doua variantă fiind cea a originii extraterestre. Această ultimă teorie e susținută și de faptul că s-a demonstrat că în respectiva zonă se află un inexplicabil și puternic culoar energetic. Este vorba de celebra piramidă energetică care adună în fiecare an, pe 28 noiembrie, sute de persoane venite să se vindece de diferite boli. Un alt loc ciudat este și Gura de Rai, locul magic unde oboseala călătorului dispare brusc. Mai amintim și cascada celor 7 izvoare, care este cunoscută și ca apa vie, o apă cu proprietăți de geriatrie, însuși Nicolae Ceaușescu fiind interesat de efectul ei. Și în final să amintim de celebrele dispariții sau teleportări de pe Cărarea Blestemată, o zonă dintre Valea Comorii și Jepii Mici. Astfel, Masivul Bucegi își reconfirmă statutul de depozitar al unor mari mistere, începând cu locația refugiaților atlanți, continuând cu baza extraterestră subterană și ajungând la seria inexplicabilă de cutremure din anul 1993. Astfel, Bucegii rămân o țintă fascinantă pentru savanți și cercetătorii din întreaga lume. George Hodorogea, material extrem de interesant. Prieteni, atenția voastră ne onorează. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând!